La mulți ani, Jorge, să fii sănătos și tot ce e mai frumos pe lume, povestim imediat, dar până atunci mergem la două fete care se consideră prietene foarte bune. Vom testa acest lucru imediat aici. Până atunci însă vom vorbi de alte vrute și poate chiar nevrute cu scumpele noastre colege de la Visuri la Cheie, Cristina Joia și Andra Marinescu. Hello, fetelor! Arătați superb! Mai o secundă să facem câte o piruetă și să luăm un loc la bar. Sunteți de acord? V-am pregătit două pahare cu apă. Bine, mulțumim. Haideți să luați un loc aici și să ne povestiți cum a fost, pentru că tocmai ce v-ați întors din... aici, eu stau aici, în capul mesei, că trebuie să plătesc, iar voi stați fără probleme aici. De asta vreau să vă întreb cum a fost în Portugalia, pentru că ați fost plecate. Foarte frumos. A fost foarte frumos, să știi. Nu? Da. Și cum a fost? Cât ați stat întâi de toate? A fost destul de scurt, să știi. Trei zile. Trei zile în Portugalia? Da, câte am văzut în trei zile. Da, și câte amintiri rămâne după trei zile. Avem și fotografii să le vedem și noi, ca să ne putem bucura și noi de ce ați văzut voi și ce ați trăit în Portugalia. Deci trei zile, da? Da, da. Și v-ați plimbat? V-ați întâlnit cu Cristiano Ronaldo? Era acasă? Știi că e din Portugalia? Nu, n-am știut că venim. A fost ocupat și a zis că data viitoare. Data viitoare. Dăm cu preaviz. Ia uite-te, băi, băiatule, băi. Deci fetele noastre trei zile în Portugalia. Și s-au plimbat și s-au distrat. E frumos în Portugalia? Da, e foarte frumos. E mai spectaculos decât eu, decât m-aș fi așteptat. Eu mă duceam puțin cu așteptări mici, văzând Madridul în iarnă. Și zic, ce poate să fie diferit? Pe mine m-a impresionat vibe-ul, energia, arhitectura. Asta vreau să zic, că observi întotdeauna când niște poze sunt făcute de către arhitecți în vacanță, pentru că fotografiază, ba, fereastra, ba, ușa. Da, eu sunt artistul, nu e artistul, aici la Sintra, să știi, tot ale mele erau. Tot ale tale, ok, perfect. Aici la Sintra, să știi, spectaculoasă localitate. Da. Uite, aici, de exemplu, hai să nu te întrerup. Uite, aici se inițiau, poza anterioară, unde se inițiau masonii. Trebuiau să coboare toată spirala aceea și după aia legați la oi, trebuia să caute zgomotul apei. Ieșirea după apă, pentru că erau niște pârâuri și trebuia să legați să iasă de acolo. Mă, uite și aici, Castelul Peleș din Portugalia. Exact. Da. Unde s-a filmat și Game of Thrones. Da. Am avut un ghid și un noroc senzațional. Când ai spus ghid și noroc, așa te-ai luna la față. Ce să înțelegem? Am avut un Carlos, așa-l chema Carlos. L-am pescuit, ne-a pescuit când am ajuns în gară la Sintra și a fost atât de simpatic, ne-a plimbat și ne-a făcut turul Sintra, Cabo da Roca și Cașcaiu. I-am căzut cu tronc, am fost fete simpatice și ne-a făcut... Și Carlos, Carlos. Acum, bine, se Carlos, frământă singur în Portugalia, zicând unde sunt româncele alea frumoase și deștepte care mă întreabă de arhitectură. Bine, deci trei zile o locație pe care o recomandați, o țară pe care o recomandați, Portugalia. Da. Dar aș vrea să le spunem ceva celor de acasă, celor care se uită la noi la emisiune. Că o să fii voi femei în toată regulă, arhitecte, bă, dar tot cu mama ați plecat după voi. Tot cu mama, nu orice să aibă grijă de voi. Nu orice mamă. Nu orice deci mamă. La 68 de ani am mers 20 de kilometri. Deci noi am mers zilnic 20 de kilometri. Am urcat, am copătit, am mers, am luat la pas. Și vreau să fac o precizare. Pentru cei care merg, e foarte important să ajungă în Sintra. Adică Lisabona este foarte frumoasă, dar dacă ai fost în Barcelona, Madrid și ai fost și în alte orașe, părerea mea că trebuie să, adică trebuie corelat cu Sintra, pentru că ăla e un loc absolut magic, e altceva. Adică nu doar Lisabona. Ca să nu fie... Și acolo, oameni buni, ca să înțelegeți, Cristina Joia și Andra Marinescu, arhitecte la Visul la Cheie, au fost însoțite de mama Andrei, doamna Marinescu. Da. 68 de ani are mama ta și făcea 20 de kilometri pe zi. Da. Să rămână, doamnă, tot respectul din partea noastră, puteam să dea și fetele o poză cu dumneavoastră. Și de nevoie, că trebuia să ajunge la hotel, adică eram pierdute. Da? Păi asta a fost deal-ul, zic, țipasul cu noi, când, bine, am cumulat cumva că a fost ziua ei recent și zic... Doamne ajută, și zic, hai să facem 2 în 1, să sărbătorim în Portugalia. Și am plecat gașcă de fete. Fete cu cuiete. Da, nu înțeleg, cine a întrebat dacă țineți pasul cu mine? Eu am întrebat-o pe mama. Credeam că mama ta. Nu, eu am întrebat-o pe mama. Bine. Fetelor, foarte frumos. O să vă povestim și au început filmările la Visuri la Cheie, da, și cum e? Frumos. Echipă, nu? Avem niște povești noi. Extraordinare, niște familii. Mie mi se pare mai emoționant decât anul trecut, să știi. E... toate cazurile, toate familiile ne surprind și te surprind și e un
întotdeauna realitatea prezentă, recentă, are impact mai mare, da, spiritual și sufletește asupra ta decât ce s-a întâmplat acum 3 ani sau 4 ani. Da. Dar îți rămân niște lucruri. Adică mie mi-e foarte greu să fac un termen de comparație, să zic că mai mult sau mai... E doar diferit, sunt doar povești diferite. Știi cum e, Andrei, un pic mai la început și de lucruri altfel. Tu de câți ani ești? Este al 5-lea. 5 ani, wow. Și la tine, Andra? Al 2-lea. Al 2-lea. Trecut în clasa a doua. Perfect. Am învățat să scriu. Fetelor, vreau să văd cât de bine vă cunoașteți. Opa. O să avem un test ca pe TikTok, un test între arhitecți și o să vreau să arătați de la stânga la dreapta în funcție de răspunsul de aici. Dacă vi se potrivește răspunsul, adică ție, arăți către tine, dacă nu către colega. Închidem ochii și întrebăm repede. Ciucă, fii atent cu sunetele noastre, da? Care dintre voi întârzie mai mult la filmări? Putem să folosim și cuvinte? Nu putem folosi cuvinte, doar semne și vezi că Joia a arătat deja. A arătat că și tu și ea. Perfect. Da. Care dintre voi se supără mai repede la filmări? Tu închide ochii. Nu, deschideți acum. Ați arătat fiecare. Să țineți bine mai mult. Tu ai arătat că ea și ai arătat că tu. Depinde ce înțelegi prin supărat. Bine, mă, parcă are 10 înțelesuri supărare. Care mai spăreceasă la filmări? Joia? Nu e așa, mi se pare, dai trece repede. Mergem mai departe. Închideți ochii și țineți degetul mai sus și îl țineți mai mult. Care dintre voi are simțul umorului mai dezvoltat? Închide ochii, Joia. Și tu îmi trage cu ochii olteancă. Care are simțul umorului mai dezvoltat? Cred că la fel, da, am bine, două. Hai, la fel. Acum să văd, care e mai bârfitoare dintre voi două? Niciuna. Da. Nu e cu semne, nu e cu vorbe. Atunci fac așa, ca emoticonul. E fără vorbe. Am înțeles. Deci bârfitoare, nu îți spuneți care e? Care e mai sensibilă? Ok. Care gătește mai bine dintre voi? Niciuna, praf. Okay. Mama. Categoria praf. Ce nu bagă un semnal de praf? Doamna vase mama. Sparte. N-avem. Caută vase sparte. Care dintre voi e șofer mai bun? Cred că fiecare arată la ea. Nu, vezi că Joia a arătat doar la ea, Andra Marinescu. Nu știu. Tu ai încercat să arăți și la tine și aia, nu, Joia zic că doar ea. Care dintre voi petrece mai mult timp în oglindă? Corect. Care dintre voi face mai mult sport? Corect. Care face mai mult sport? Păi mâna nu face deloc. Înțeles, e foarte nu ușor fac deloc. Care dintre voi ține mai des diete? Și e repede, dar vreau să răspundeți repede, fără să ați vorbit. Care dintre voi a sărutat o femeie? Ok, mergem mai departe, o lăsăm așa, da. Care dintre voi se uită mai des la filme pentru adulți? Hai că am trecut cu întrebările azi. Deci? Se uită mama ta, doamna Marinescu, la emisiune? Nu știu. Am înțeles, ok. Atunci nu mai intrăm în detalii, lăsăm lucrurile așa cum au căzut. Fetelor, unu, vă cunoașteți, puteți să deschideți ochii, vă cunoașteți, dar în același timp, nu știu cum, sunteți prea timide, adică stai să nu spărăm, să nu zicem, ce e asta? Nu, da, și să seamănă, se adună, nu, da? Da. Noi ne considerăm la comun, amândouă. Foarte frumos, mă bucur că sunteți prietene și iată că poți să te cheme Joia și să vii și miercurea la emisiune. Da. Asta mi se pare chiar foarte gândeam, chiar mă trebuie gândeam. Trebuie să zice, normal, îți dai da. Dar proiectul ăsta e așa, noi ne știm, așa, ca paranteză, noi ne știm dinainte de Visuri. Da, ne-am cunoscut în 2019. Tot într-o excursie. Într-o excursie pentru designeri, ne-am cunoscut în Spania. Și am făcut click de acolo, adică, și asta mi se pare foarte frumos la proiectul ăsta, că până la urmă se leagă și niște prietenii, adică nu e vorba numai de familiile pe care le întâlnim, dar sunt atât de mult acolo și filmând și trecând prin atâtea emoții împreună, se leagă niște lucruri. Și... Colegele noastre sunt minunate, dar eu una personal nu interacționez atât de des cu ele cum interacționez cu Cristina. Și... Oltean la Oltean trage până la urmă. Acum hai să lăsăm modestia la o parte. Trage, da, exact. Bun, perfect. Pe fetele vedeți la Visuri la Cheie, oameni buni, și în același timp le puteți căuta pe conturile lor de socializare pe Instagram, Andra Marinescu, Cristina Joia, le găsiți, trimiteți-le inimioare, mesaje și spuneți-le că sunt frumoase cuvinte și fermecătoare. Cuvinte mai degrabă decât inimioare. Da, și nu mai vorbim atâta prin emoji și prin semne. Că... Atunci trimiteți-le cuvinte că sunt cele mai fraze, tari și cele mai se poate. Simpatice, ok? Și atunci la, săruna lui mama lui Andara Marinescu, care a ținut pasul. Globetrotter. Exact, s-a descurcat bine cu fetele.